Cea mai mare problemă a etnicilor din Cătunul de Rudar din zona Pescăreasa a fost rezolvată. O mare parte a caselor erau construite nu tocmai legal, pentru că proprietarii nu dețineau acte de proprietate. Acum această problemă a fost rezolvată și pot în sfârșit să își facă documente de identitate cu domiciliul pe respectivele proprietăți. Săptămâna trecută, 40 de cetățeni, 40 de familii de etnie romă din zona Pescăreasa și Grădiște au primit titlurile de proprietate. Vă spun că e o mare realizare pentru noi, comunitatea romilor, și dacă adresez niște mulțumiri, să știți dumneavoastră că eu o fac întotdeauna sincer și o să o fac și o să o repet la infinit în momentul în care, într-adevăr, administrația locală a Câmpul Lungului își face treaba așa cum trebuie față de fiecare cetățean. Și a durat un pic, au durat 2 ani de zile acest proces și trebuie să-i mulțumesc încă o dată domnului primar Călin Andrei, domnului viceprimar Liviu Țăroiu, domnului secretar Ghinea, care într-adevăr ne-au dat sprijinul și concursul ca să-i punem pe oamenii ăștia în legalitate. Dacă îmi permiteți în 2-3 vorbe, poate ne-au și alți primari, să nu-mi iau nume de rău, dar e bine să prin exemplul nostru, până exemplu lucrului bine făcut și dus până la final, să plece un pic cu urechile. E doar rugăminte, nu vreau să le dau sfaturi. Dar în momentul când noi am cerut aceste lucruri și le-am pus pe ordinea de zi în ședința Consiliului Local de acum 3 ani de zile, oamenii ăștia au plecat urechea, de care vă spuneam. Și atunci, domnul Călin Andrei, primarul Câmpul Lungului, ne-a chemat, a făcut un grup de lucru, o celulă, și cu domnul Ghinea, eu, domnul Duță, domnul More, Dumnezeu să-l ierte pe domnul Duță, mergeți în teritoriu și vă ocupați de acest lucru. N-a fost ușor, a trebuit să stăm vreo lună de zile în teritoriu. Am stat și eu în fiecare zi, am stat cu această echipă de oameni inimoși. Bine că, după atâta timp, oamenii au înțeles că ne-e mult mai ușor și administrației locale să-i punem în posesie. Și spun asta de ce? Fiindcă pe strada Drumul Godeni erau doar 2 adrese, la numărul 18 și 32, unde își făceau prescribau actele de identitate, deci erau într-o curte practic câte 25-30 de inci de acte de identitate făcute la această adresă. La Grădiște, la numărul 2 și numărul 18. La fel, aceeași situație. Oamenii ăștia nu puteau să-și introducă curentul electric, nu puteau să-și introducă apa potabilă, nu puteau să facă acte de identitate la copii. Ca să nu mai vorbim și de alte avantaje, să le zicem, deocamdată că ăsta e nivelul economic național, să beneficieze de ajutoarele, de subvențiile de căldură, fiindcă nu aveau o adresă stabilă. Iată că după 2 ani de zile acești oameni, pentru prima oară în viața lor, sunt proprietari, sunt titulari. Sarcinile pe umerile lor acum sunt mult mai mari. De ce spun aceste lucruri? Fiindcă el trebuie să înțeleagă că dacă s-au făcut aceste eforturi, au drepturi, au și obligații. În momentul în care săptămâna aceasta o să le dea și domnul inginer Moro să se ocupe de acest lucru, o să le dea și cu doamna Elena Stoica de la Agricol, o să le dăm și numere cadastrale. Deci fiecare cetățean de etnie romă va avea număr la casa lui, actul de proprietate. Cum se gospodărește, așa va avea. Numai că ei trebuie să înțeleagă și am și discutat, i-am adunat la primărie pe toți, am discutat și domnul primar cu ei, și domnul vice, și domnul secretar, și eu, și le-am spus-o că acum trebuie într-adevăr ca orice cetățean, cum plătește și românul, și el trebuie să-și plătească taxele și impozite către administrația locală Câmpul Lung. Rudarii așteptau de mult timp această veste bună. Acum vor putea să primească ajutorul de căldură și multe alte beneficii din partea statului. Păi ca să facem și de act pe casă, să... Să puteți faceți buletine? Da, că n-avem buletine, n-am lumină trasă, uite. Da, acum asta implică și mai mulți bani. Păi n-are nimic, că vine copiii plecați afară. A, și vine ei cu bani? Da. Cât sunteți în curte? Păi suntem 2 familii aici. Păi are, eu am casa mea și sora mea casa ei. Am 164 de metri, până la zardă, în acolo.